pe canalul meu de YouTube. Astăzi aș vrea să fac pentru prima dată un mic tutorial, un tutorial ghid care să vă ajute în realizarea acelor mitene pe care le-am făcut și am avut așa o cerere, ca să zic. Nu sunt un expert în tricotat, însă am putea lucra împreună mici chestii, având în vedere că le avem deja pe Vio și pe Clau și sunt multe doamne care mai lucrează, care realizează lucruri excepționale, lucrări excepționale. Nu pot să mă compar cu ele, dar un mic tutorial am să încerc să-l fac și sper din toată inima să lucrați împreună cu mine. Dacă nu ești abonat pe canalul meu, te invit să o faci. Vei găsi diferite lucruri interesante, cum ar fi muzica mea, filmulețe scurte, care poate îți vor însemina ziua. Și acea serie de story time pe care am început-o în ultima perioadă. Mulțumesc din suflet și hai să trecem la treabă, să realizăm mitenele noastre cu blăniță. Am să trec la masa de lucru și acolo am să vă explic exact ce vă trebuie și cum lucrăm. Avem nevoie de alizel Lana Gold. Am ales două culori să le combinăm. Dacă avem acest fir de blăniță, doar dacă l-avem, este opțional. Puteți să puneți, de exemplu, firul acesta de blăniță sau puteți înlocui, uitați cum arată, un fir bucle sau ceva mai deosebit pentru decor. Andrele de 3 pentru că vrem să le lucrăm mai strâns, cât mai strâns posibil. Mai avem nevoie de foarfecă, doi marcatori și un ac de cusut. Voi începe prin a pune ochiurile pe andrele, prin modalitatea cea mai simplă. Am nevoie de 35 de ochiuri. Eu încep cu firul mai închis la culoare, pentru că este vorba de manșeta de jos și aș vrea să am culoarea mai închisă la manșetă, pentru că manșeta de regulă se murdărește cel mai tare. Deci vom pune 35 de ochiuri. Lucra elastic 1 cu 1. Ce înseamnă elastic 1 cu 1? Înseamnă 1 pe față, 1 pe dos. Eu am să încep cu ochiul pe dos pentru că sunt pe dosul lucrului acum. Nu am specificat la început că avem nevoie și de numărătorul de rânduri. Am lucrat deja primul rând. Acum sunt la al doilea rând. Voi lucra elastic 1 cu 1, 15 rânduri, până voi realiza manșeta mea și ne revedem după cele 15 rânduri. Am terminat cele 15 rânduri. Voi începe rândul 16, care de fapt o să le numerotez din nou de la 1, pentru că vom schimba culoarea și voi fi pe fața lucrului. Voi lăsa firul mai lung ca să ne putem folosi de el atunci când vom coase. Acum am să lucrez o singură mănușă, dar îl puteți lucra împreună cu două gheme și mergeți împreună, adică terminați rândul 1 de la prima mănușă, terminați rândul 1 de la a doua mănușă cu celălalt ghem. Și după aia vă întoarceți rândul 2 și lucrați tot așa. Și tot așa trebuie să aveți ghem pentru fiecare mănușă. Plus, vom lucra în oglindă, pentru că știți că mâinile sunt orientate diferit și atunci va trebui să lucrăm în oglindă. Ce înseamnă? Că tot ce vă dau acum ca și calcule, le veți lucra pentru cealaltă mănușă invers. Adică, de exemplu, ce vă dau acum o să vă explic imediat. În acest moment încep să lucrez cu cealaltă culoare și sunt pe fața lucrului, deci voi lucra ochiuri pe față. Pentru început voi lucra 20 de
ochiuri pe față. Aici voi lega aceste două fire pentru securitate. După ce am lucrat cele 20 de ochiuri pe față, voi avea un marcator. Voi lua acest fir așa și voi face un ochi înmulțit. Deci voi lua un ochi. Încă o dată vă arăt. Acum înțeleg pe Vio și Clau. Nu e ușor deloc să lucrezi în cadru. Este foarte greu pentru că nu am vizibilitate bună. Deci am luat acest ochi, după care mai pun un marcator. Și voi lucra așa, în continuare. Două ochiuri pe față. Două ochiuri pe dos. Unu. 2. 6 ochiuri pe față. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 ochiuri pe dos. 2 ochiuri pe față. Și ultimul ochi, întotdeauna îl voi lua pe dos când sunt pe fața lucrului. Rândul 2 lucrăm așa cum este. Primul loc îl vom lua pe Andreea și rest lucrate așa cum le găsim. Două pe dos, două pe față, cum le vedem când lucrăm. 3, 6 pe dos, 6 pe dos, două pe față. Două pe dos. Trecem marcatorul pe Andreea. Lucrăm ochiul care îl avem între marcatoare pe dos. Următorul marcator îl trecem pe cealaltă Andreea. Și apoi toate ochiurile pe dos până la capătul rândului. La rândul 3 vom începe modelul nostru. Vom lucra primele ochiuri pe față, așa cum le vedem. Aici unde avem marcatoarele, formăm degețelul. Vom forma acea înmulțire pentru deget. Luăm marcatorul și vom lua la fel ața, ochiul înmulțit, apoi ochi pe față și iarăși un ochi înmulțit. După primul marcator, înmulțire și ochiurile care le voi avea pe mijloc, și apoi când termin până în celălalt marcator, iarăși fac o înmulțire. Întotdeauna voi înmulți așa pe fața lucrului. Iarăși am luat marcatorul. Voi avea două ochiuri pe față, două ochiuri pe dos. Și aici unde avem cele 6 ochiuri pe față, vom avea următorul model, care mie mi-este foarte drag. Un ochi înmulțit. Pur și simplu iau așa după Andreea, două ochiuri împreună. Iarăși un ochi înmulțit, iarăși două ochiuri împreună, iarăși un ochi înmulțit și iarăși două ochiuri împreună. Întotdeauna voi avea 6 ochiuri, da? Deci după ochiurile pe dos voi avea 2, 4, 6 ochiuri. Și acum urmez ochiurile așa cum sunt, 2 pe dos, două pe față și ultimul întotdeauna pe dos pe fața lucrului. Întoarcem rândul, vom fi la rândul 4. La rândul 4 lucrăm
așa cum sunt ochiurile. Ochiurile care le-am înmulțit le vom lua tot pe dos, toate, și le vom transforma în ochiuri, jeteurile. La rândul 5, mulți doar între marcatori, unul după primul marcator și al doilea înainte de următorul marcator. Cele pe față le vom lucra pe față, cele pe dos le vom lucra pe dos. Și vom înmulți doar acolo unde vrem să formăm degetul. Întotdeauna pe fața lucrului facem această operație. Iarăși înmulțim. Două pe față, două pe dos, două pe față și unul pe dos. La rândul 6 le lucrăm pe dosul lucrului, exact așa cum le găsim. Nu mulțim nimic, doar respectăm ochiurile. Cele pe dos, pe dos, cele pe față le lucrăm pe față. La rândul 7 vom face din nou modelul nostru la cele 6 ochiuri, adică și înmulțirea de la deget. În rest vom respecta toate ochiurile. Aici înmulțim pentru degețel. Am înmulțit și într-o parte și în cealaltă. Îmi trec marcatorul. Avem două ochiuri pe față, două pe dos. Și aici avem modelul nostru, care va fi un ochi înmulțit, două ochiuri împreună, un ochi înmulțit, două ochiuri împreună, un ochi înmulțit, două ochiuri împreună. Și două ochiuri pe dos, două pe față și ultimul pe dos. Formăm degetul întotdeauna pe, în rândul pe față vom înmulți după primul marcator și înainte de ultimul marcator. Vom face câte o înmulțire. În rest, mai lucrăm, vom mai face înmulțirea respectivă și scăderea pe cele 6 ochiuri, la fel, identic, în următor. Deci prima înmulțire o facem în rândul 3. După care, în rândul 7, vom mai avea o mulțire, apoi în rândul 11, apoi în rândul 15 și vom lucra așa, doar acolo vom face modelul nostru. În rest avem doar mulțirea pe față, întotdeauna pe degețel. Vom lucra așa până la rândul 18 și ne întâlnim la rândul 19 când vom avea rând pe față. Cam așa arată până aici lucrul meu. Uitați, aici este deja înmulțit, se vede unde voi avea degețelul. Sunt la rândul 19. La rândul 19 vom proceda în felul următor. Această ață am uitat să o tai. O las un pic, n-ar trebui să las mai lung, foarte puțin. Am să o bag în lucru. Voi avea nevoie de acest verde mai închis. Lucrăm primele ochiuri pe față. Până la primul marcator. Vom scoate marcatorul, lăsăm firul deoparte și vom lua cealaltă nuanță pe care o folosiți dumneavoastră. Puteți folosi ce nuanțe doriți. Lucra așa.
unul pe față, unul pe dos, unul pe față, unul pe dos, punct elastic până la următorul marcator. Al doilea marcator îl scot și ne întoarcem. Vom lucra doar degețelul de data aceasta. Și vom lucra așa. Din nou îmi setez. Deci un rând am făcut, 6 rânduri vom lucra așa. Acum sunt la rândul 2. La rândul 7 mă întorc. Voi închide aceste ochiuri cu culoarea verde mai închis. Le voi închide pe fața locului cu închidere simplă. Am terminat de închis. Vom tăia ața. Am terminat cu degețelul meu. Voi da partea aceasta în față așa. Și iau în continuare, uitați cum am rămas cu ața de cealaltă culoare. Și voi lucra în continuarea rândului. Deja aici ar trebui să continui, după cum vedeți, cu modelul meu. Voi face rândul cu model. Strâng foarte bine ca să unesc părțile aici și voi merge cu două ochiuri pe față, două pe dos, două pe dos. Iar aici voi avea din nou modelul meu, adică un ochi înmulțit, unul scăzut, adică două ochiuri împreună, unul înmulțit, unul scăzut. Înmulțit, scăzut. Acum am două ochiuri pe dos, două pe față și unul pe dos. Uitați deja, degețelul meu s-a format. Întorc lucrul. Avem rândul pe dos. Voi respecta toate ochiurile așa cum sunt, fără nicio înmulțire, fără nicio scădere. Aici am grijă să strâng foarte bine. Foarte bine. Următorul rând, tot așa respectăm toate ochiurile, așa cum sunt. Întoarcem rândul, suntem pe dosul lucrului, la fel respectăm toate ochiurile. Întoarcem încă o dată lucrul. Pe fața lucrului voi respecta ochiurile până la modelul meu, unde iarăși voi aplica acea regulă. Unul înmulțit, unul scăzut. Unul înmulțit, unul scăzut. Până acolo respect toate ochiurile. Am ajuns la cele 6. Unul înmulțit, două ochiuri împreună. Unul înmulțit, două ochiuri împreună, unul înmulțit, două ochiuri împreună, două ochiuri pe dos, două pe față și unul pe dos. Următorul rând. Îl lucrăm pe dos, așa cum îl avem, cum se găsește. Jeteurile le transformăm în ochiuri pe dos. Și în sfârșit am ajuns la ultimul rând, când închidem toate ochiurile
pe față. Deci le închidem prin metoda aceasta simplă pe fața lucrului. Stălim la sfârșitul rândului. Am închis. Am să tai de data aceasta ața mai scurtă pentru că am deja una mai lunguță cu care să-mi cos mănușa. O să vă arăt imediat cum coasem. Întâi voi coase degețelul. Mă folosesc de acul meu. Cele două alții voi folosi pe cea mai lungă. Băgăm ața în ac și coasem pe dosul lucrului, așa cum vedem. Dar porțiunea cu culoarea respectivă. Cum am să leg aceste două ațe? Am să încerc să le ascund pe ambele. Am să încerc să le ascund aici. Am terminat cu degețelul. Aici voi mai avea o găurică care o să o cos cu culoarea aceasta deschisă. Întoarcem pe fața lucrului, mitena noastră, cu ața de aici. Voi încerca să cos cât mai artistic posibil partea aceasta pe fața lucrului. Începem cu culoarea închisă. O coasem pe fața lucrului. De ce? Ca să fie cât mai artistic. Întâi întărim capătul, cât mai artistic și cât mai plăcut. Și apoi mergem cu această buclă de aici, cu această buclă din partea cealaltă. Buclele din margine. Bucla de aici cu bucla de aici. Bucla de aici cu bucla de aici. Facem în așa fel ca să apară cât mai frumos. Aici cu bucla de aici. La fel vom proceda și cu cealaltă culoare. Așa arată mitena mea și cusătura. Uitați cum arată cusătura. Va fi așa ca un model. Dacă respectați, aici s-au întâlnit cele două fire, le-am legat și le-am lăsat așa. Am uitat să specific că am nevoie și de o croșetă. Am o croșetă mai mare de 3 sau 4 în funcție de cum vă descurcați dumneavoastră, pentru că firul este mai grosuț. Secretul la această blăniță este ca blănița să o am pe fața lucrului și atunci voi lucra cu piciorușe scurte de pe dosul lucrului, exact de aici unde am aceste fire. Dau firele așa, cumva să le ascund și introduc croșeta exact aici unde am terminat eu rândul și voi face piciorușe scurte. Le voi trage pur și simplu prin fiecare ochi câte un picioruș. Nu va fi ușor, pentru că blănița este puțin dificilă la lucru, dar efectul este fantastic. Deci, de pe dosul, voi încerca să introduc aici și firul de blăniță, puțin mai larg lucrați. Trageți puțin mai larg blănița, cumva, pentru ca să fie lejer. Așa de jur împrejurul mănușei până ajungem la capăt și închidem. Am să vă arăt rezultatul. Aceasta este mitena mea. Mulțumesc pentru că m-ați urmărit și sper din toată inima să reușiți să realizați și dumneavoastră aceste mitene. Magia stă în mâinile tale.